Poate ar fi bine să se rea și să se încheteze toate privatizările din ultimii 25 de ani. Chiar dacă unele ca fapte penale poate sunt prescrise, dar hai să vedem ce s-a întâmplat, unde au ajuns banii și poate reușim să recuperăm banii. Dar mai e posibil din punct de vedere legal? E posibil. Asta am zis, răspunderea penală s-ar putea să se fi prescris în unele cazuri. Păi și dacă da, atunci cum? Dacă... Se poate. Se poate face o acțiune civilă, dar hai să vedem adevărul, unde sunt banii și cât s-a furat. Dar foarte multe nu sunt prescrise. Parchetul general? Dacă nu s-a prescris, parchetul trebuie să facă asta și poate să facă asta. Sunt foarte mulți bani. Dacă oamenii văd dimensiunea furtului și a hoției, să știți că își recapătă, cum să zic, și demnitatea, da? Fiindcă jumate din populația României nu se duce la vot. De ce nu se duce la vot? Se simt călcați în picioare, simt că nu sunt demni, simt că își bate joc clasa politică de ei, că nu sunt luați în seamă, da? Hai să începem să le redăm demnitatea. Și cu asta, uite oameni, vă spunem cât s-a furat și cine a furat.